Ce frică? A jucat de frică ieri, Felipe. Da. Păi da. Miculescu? Păi Borza când juca la radio, cum juca? Păi da, frică. Și la, zicea că e piston, zicea că e rachetă, Borza. Da. Frica. Mm-hmm. Frica era, zică, când era, zică, ieși odată, zică, odată în tuș acolo, partea lui, și când zipa odată la el, jum! Acum parcă nu mai e cu atâta frică la Rapid, nu mai e gică. Pe cine e frică? De ce să fie frică? De băieții? De băieții? Bună, bună asta. Domnul Becali, mă uitam, ce apărarea are dreptate, avea dreptate și Dan Petrescu, că nu a câștigat Pomană 5 titluri. Apărarea câștigă campionatele. Mă uitam... Băiescu ne câștigă, până ai văzut, că au avut în prima repriză acolo o fază, mamă cum se aruncau. Panterele. Mamă cum se aruncau pe viață și pe moarte. A? Panterele. Joacă simplu acum, nu mai stă cu tare talala. Vine mă, dacă vine, dă o bănau, dă un col de minge. Mm-hmm. N-ai văzut? Tot a dat un aut. Un aut. Cel mai bun cuplu de fundași din ultimii ani? Peste alt, cam cel mai bun sau au fost alții mai buni? A fost cel mai bun, a fost părerea mea. A fost Sucala cu Varela. Aha. Așa cred eu, fără să se supere Goian și Ghionea. Dar Sucala și Varela, aia doi atunci. E posibil ăștia acum să-i depășească ca forță și ca viteză. Dacă mai joacă ceva, vreun an împreună, vor depăși orice club cu fundaș central de la care l-am avut odată. Da, și eu zic la fel. Mi se par foarte forță și viteză excesivă, adică extraordinar de viteză și forță. Da. Mie îmi place rău Daua. Mi se pare jucător de campionate puternice. Pe cuvânt vă spun, nu cred că exagerez. Păi n-ai văzut ce putere are. N-ai văzut ce putere are. Dacă bagă puțin numărul, gata. Numai dacă te atingi de el, cazi. Ca Haaland.